Mamă, ce frumos arată! Astăzi mergem să luăm noul volan de la Vivacy, este joi, iar luni am lăsat volanul la modificat. Am stat 3 zile fără mașină pe frigul ăsta, în momentul de față ninge, adică nu a fost o perioadă tocmai bună, dar sunt tare curios de rezultat. Astăzi o să vedeți și reacțiile prietenilor la noul volan. Mamă, ești prost! Tare curios dacă a meritat să-mi schimb volanul. Știți cum arăta, arăta destul de urât volanul, dar cel mai bine vă las acum câteva cadre din ziua în care am lăsat volanul. Cam asta era starea volanului înainte să-l modific. Se vede mai pe tot volanul problema de piele a volanului, dar mai ales pe partea stângă, așa că a trebuit să facem o schimbare. Am răsat oficial mașina la Vivacy, acum urmează să mergem cu Peugeot, să revenim la moda cu Peugeot-ul, acum că nu mai avem mașină, și sper să iasă mișto. 3 days later. Am ajuns la Vivacy, nu m-am uitat încă la volan, sunt tare curios de reacție, nu știu de ce m-au luat emoțiile acum legat de volan, că e doar un volan, dar... sunt curios să văd cum iese. Înainte să ne uităm la volan, nu uitați să dați acolo pe butonul de like și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal. Și dacă vreți să mai vedeți modificări la mașină, vreau să văd acolo în comentarii cât mai multe comentarii cu ce vreți să mai modificăm la mașină. Eu mă gândeam să schimbăm partea aceea de lemn. Nu știu, lăsați-mi idei în secțiunea de comentarii. Haideți să vedem acum. Mașina este în față, după cum o vedeți aici. Deci fără să mă uit, nu mă uit. Dar să încerc să găsesc așa. Bam. Am văzut reacția cameramanului. Deci, ok, fac așa. Ce să mă pun în interior fără să... Mamă, cum se simte la... Ok. Se vede bine pe cameră? Poți să... Da. Poți să iau ochii? Da. Poți să iau mâna? Da. Mamă, ce frumos arată! Bro... Bă... Mamă, și ce bine se simte... Deci, cam ăsta e rezultatul. Bă, dar arată bine rău de tot. Ia să vă arăt mai un close-up așa, ca să vedeți și voi care este situația. Avem piele perforată pe aici, piele normală pe aici și un cerculeț aici frumos ca să arate bine. Și cusături roșii. Bă, dar arată bine rău de tot volanul ăsta, sincer. Vedeți tu cât de bine se potrivește acum cu culoarea asta? Mamă. Mă aștept să nu mai avem nicio problemă, mai ales că arată foarte bine, se simte foarte bine la atingere. Deci, cei de la Vivacy au făcut o treabă bună. Cât timp mașina a stat aici la Vivacy pentru vreo 3 zile, deja am primit și update-ul de Crăciun. O să vedeți videoclipul următor cu update-ul de la Crăciun. Stă aici să se facă update-ul, n-am apucat să văd ce s-a băgat. Deci, următorul video probabil o să fie cu update-ul de Crăciun. A venit și Bogdan, mulțumesc foarte mult pentru rezultat, sincer. Arată super, super bine. Abia aștept să văd și reacțiile prietenilor. Mergem acum să luăm niște reacții la prieteni, că a rezultat un volan, bă. Giugiu, care arată super bine, mulțumesc încă o dată și mare sper plăcere, să revin place. Cu eventual alte modificări pe aici. Le-am zis la oameni, aștept idei în comentarii cum vreți să modificăm mașina. Am auzit că te descurci și am văzut că te descurci destul de bine la interioare, adică probabil să vii și cu alte modificări să-l facem mai frumos. Te aștept când dorești, cu drag. Okay. Mersi mult! Mare plăcere! Plecarea cu volanul, mă, cum se simte volanul ăsta, bă, deci se simte super mișto pielea asta la atingere, zici că e altă mașină. Bă, dar... Mamă, deci e tare rău de tot. Ce frumos arată, frate. Cusăturile, tot. Faptul că am stat și atâta fără mașină, mi se pare și mai tare că din nou am mașina. Sunt fericit că am revenit și în mașina mea. Sunt fericit că am și volan nou. Pot spune că mi-am făcut un cadou de Crăciun. Efectiv, mă face super fericit că am din nou mașina. Zici că am fost pedepsit un pic fără mașină și nici n-am stat mult, adică pe bune. Deci asta pot spune că e cam cea mai mare modificare pe care am făcut-o până acum la mașină. În 2023 să modificăm mașina asta, să o facem ca lumea. Un an am folosit-o ca o mașină normală, acum vreau să o transform, să o facem mișto rău de tot anul ăsta care vine. Haideți să vedem reacția prietenilor. Știi ce am făcut la mașină, nu? Nici o idee, sincer. Nu? Mai trezit din somn, nici mai fac idee. Nu. Ai fost la Vivacy. Da. Oh, da, păi tata, așa. Bă, nu știu, eu zic centuri. Ce? Centurile. Am văzut ceva acolo modificat cu roșu. A, ai văzut ceva cu roșu. Dar nu centurile. Nu? Nu, e volanul. Damn, nu. Yeah. Mamă, bro. No way, stai, tren. No, 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 no. Ține-și la asta puțin. Holy shit, cât de mișto ești, ce bine se simte. Da, asta am zis și eu, cât de bine se simte. Deci și mie mi se pare extrem de ciudat încă cât de bine se simte. Și e gen perforată, nu o să-ți transpire mâinile deloc. Și pentru asta ar merge și centurile. Trebuie să pun centuri roșii. Roșii. Pentru asta ar merge și centurile roșii. Zic eu.
l-am mai îngroșat? Nu, nu, așa e. Așa era. Da, așa e. Mamă, băi, dar simte super moale. Mamă, parcă e o plăcere mai mare acum. Da, deci de-aia ai fost la Viva Si, Bogdan și-a făcut treaba. Da, exact, exact, vezi că știi. Entuziasmat ești, deja ai coborât. Băi, eu sunt un om, cum se cheamă, punctual. Entuziasmat, răbdă, deja ai coborât. Să arăt, oameni buni. Haideți să vedem noul volan al lui Andrei Ro. Prima dată vreau să vă spun că eu am crezut că o să fie la fel. Da, mi-a zis... Unde te grăbești? Bă, mi-e frică, ai pus capcane pe aici? N-am pus nicio capcană. Cum se simte la atingere? Mai gros. Nu? Sau doar mie mi se pare? Și mie parcă un pic, dar aici cred că e mai moale. Eu cred că e mai moale, dar ia, hai. Ok, poți să mă uit acum? Da, da. Mamă, ești prost? What the fuck, ai pus și cu roșu? Ca aici? Da. Bă, vezi că e mai mișto. Bine, partea asta e exact la fel. Doar asta e diferită, bine, dar nu aveam cum să schimb eu chestiile astea. Pentru că se potrivește cu griul ăsta de pe aici. Griul da, de pe aici. Înțeleg. Eu le-am spus să poate să schimbăm. Dar zic că nu, că am foarte multe chestii de astea gri. Și nu ar avea de ce să schimbe. Și o ține mai mult asta decât celălalt. Dacă ține mai mult, evident. Păi asta e piele. Înainte nu era piele, era vinilil, era super nașpa. Bă, chiar e mișto rău de tot. Asta cred că o să ține mult mai bine, este și perforată partea asta, după aceea aici e doar piele, aici cu roșu. Aici place mult de tot cum se simte. Așa, și chestia asta așa cum se vede cu roșu. Îți place mai mult parcă partea asta decât asta? Sau? Ia stai. Bă, da, mie place mai mult asta, nu știu. Aparent, mie place mai mult asta de jos. Dar oricum, volanul overall e super tare, adică nu se compară cu ala stock. Ce să zic, oricum arată mașina, bă, zici că i-a dat cu... Din nou cu vopsea pe ea, nu știu, da, așa mă, se vă... E foarte curată. Salut, frate. Salut, salut. Asta e mașina. Bă, nebunule, nu te grăbești așa. Pune mâna mai întâi. Mai întâi pun mâna. Da. Mamă, ce cald aici. Bă, ce... Se simte ca la mine, aproape. Mamă, da, mă. Tu ai un Megane GT, ca să înțeleagă oamenii de ce... Da. Mai mișto ca așa. Se simte, mai mișto ca la tine. Bă, se simte mișto, se simte volan acum. Ia, deschide ochii. Bă, du-te dracu, mamă. Ce mișto e, coaie. Bă, foarte mișto, să-mi bag picioare. Mă, ce? Mă, poți să îi dau o toare repede aici? Bune, bă, e foarte mișto. E sport. I-a mai dat 20 de cai în plus, cel puțin. Da, da, da. Cel puțin 20 de cai în plus. 20 de cai, da. Asta e pielea ei sau e pielea... Nu, este pielea lor. Asta e piele, nu? Că înainte nu era piele, era vinilil. Na, nu era bună, pentru că dacă era piele ca lumea nu se... Calitate Tesla, oameni buni, nu vă luați Tesla. Faceți-vă volan dacă vreți. La Viva Si. La Viva Si le dă. Cod Andrei, 20. Cam asta a fost videoclipul cu noul volan. Sper că v-a plăcut, lăsați-mi părerea voastră în secțiunea de comentarii cum vi se pare noul volan. Nu uitați de like și subscribe dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de genul. Și noi ne auzim data viitoare cu update-ul de Crăciun la Tesla. Pentru că acum trebuie să găsești niște internet să instalezi update-ul de la Tesla.